Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Ați văzut în filmulețul de ieri ce am primit. O ruletă de croitorie. O să analizez un pic mai târziu ruleta. În cutia ei originală și această mașină de cusut. Dar trebuie să curăț. O fost ținută mașina de cusut într-un garaj. Deci că în garaj la băiatul meu mai au încă o mașină, dar nu o folosesc niciuna și atunci mi s-a dat oportunitatea ca să pot să îmi aleg una dintre ele. Și am să le curăț cu șervețelele astea bombiță, care m-am tot lăudat și eu cu ele. Sunt foarte mulțumită. Așa, mai să vedem dacă ne și vedem pe cameră. Așa, și eu să încep să îl curăț. Dar m-am gândit ca să nu filmez tot procedeul, că nu are rost să vă uitați la mine cum îmi lustruiesc eu un geamantar. Deci am ajuns la stadiul ăsta. Uitați ce bine s-a curățat. Foarte bine s-a curățat cu aceste șervețele bombița. Așa, uitați. Am să-l pun jos, că l-am pus pe scaunel ca să nu mă plec eu foarte tare la geamantan. Să vedem acum că l-am pus jos dacă se vede. Se vede. Și am să scot mașina din geamantan, dar mai am nevoie de un șervețel, că nu am deschis geamantanul. Și acum am deschis, se vede că nu am șters pe acolo. Așa, și mai are închizătoare și din coace. Foarte bine închisă. Așa, uitați. O să-l duc asta la curățat, o să-l lustruiesc și o să-l fac curat. Aici e cartea. Păi nemțește, mai trebuie să învăț și înțeleg tot atunci. Na, îmi pare rău că nu știu, dar cred că după desene o să mă pot orienta. În orice caz, îi foarte veche mașina, foarte veche. Dar arată impecabil. Foarte bine arată. Bun. Așa. Ăsta o să-l duc la curățat. Și am să scot mașina de aici. Așa. Să vedem dacă și funcționează. Ăsta e picat de aici, dar mă gândesc că o să-l pot lipi. Mă gândesc, mi-ar plăcea să știu că pot să-l lipesc. Aici. Rămâne de văzut. Și asta e o măsuță de la mașină. Dar n-am să-l pun pe masă până nu îl și curăț. Vedem dacă se vede unde e mașina. Se vede. Asta urmează să îl duc afară să-l curăț. Și acum am să pun mașina de cusut pe și am să-i fac doar o curățenie exterioară acum, ca să pot să și verific dacă funcționează. Dacă funcționează, atunci am să îl curăț și în interior și o să îl ung. Așa. Soțul cu treabă pe afară, eu cu treabă pe în casă. Opa!
Deci îmi place foarte mult cum arată. Și acum sper să și funcționeze. Și o să îl lustrez mai bine dacă merge. Bun. Acum o să-l pun pe masă și o să iau un prelungitor. Așa. Bun, am luat asta de aici. Am să-l arunc. Bun, am reușit de mi-am instalat și telefonul. Mi-am curățat pedala. Și am să-l bag în priză să vedem dacă funcționează, că habar n-am dacă funcționează, dar așa trag nădejde că merge. Să vedem asta, merge aici, așa, bun. Și acum, ia să vedem noi, l-am băgat în priză. Becul s-a prins. S-a prins becul la el, dragul meu. Deci, primul semn. Da. S-a aprins becul. N-am niciun accesoriu pentru el. Deci, nici un ac, nici o trusă, nici o nimic nu am. Dar, mai trebuie să caut o pânză care să încerc să vedem dacă merge. Așa. Am găsit și o pânză. Așa. Hai să încerc să iau și ceva pânză de cusut. Ia să vedem noi. Ceva ață de cusut. Ca să ne lămurim dacă merge. Aici. Orice ață. Că acum ne interesează să vedem dacă coase. Doar dacă coase. Opa, asta nu e bună. Deci am luat exact care nu e bună. Bun, hai să vedem asta. Bun. Dar, prima dată să vedem. Așa. Mă, merge. Merge. Bun, să vedem cum băgăm noi ața în... Nu știu dacă se vede ce fac eu acolo, dar o să mă lămuresc eu acum. Să vedem. Se vede ceva. Dar acum nu știu. Deci nu știu pe unde trebuie să o bag. Să vedem dacă am vreun desen măcar. Dar logica mea mă duce pe aici. Dar nu știu dacă e chiar foarte bună logica mea. Hai să ne uităm în carte. Când ne arată că trebuie să... Aici arată că trebuie să am mai mulți accesorii, dar nu le am. De asta mai merge și de la o mașină. Deci nu mă pricep la mașini de cusut. Doar... Deci ața merge. Așa, aici am ceva desen cu ața. Deci nu trebuie să meargă pe acolo. Deci vine pe aici. Așa, este acum am gândit eu. Vine pe aici. Deci nu știu dacă exact bine mă gândesc. Așa, dar... Nu știu.
Cum bag eu ața pe acolo? Așa, am băgat-o. Așa. Nu știu. Deci habar n-am. Aici, pe unde vine? Deci chiar nu înțeleg pe aici. Așa. 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 Aici. Mă duc după logică, dar nu merge totdeauna după logică. Deci chiar... Ia să vedem noi dacă logica mea funcționează. Bun. Să vedem dacă am ață și dedesubt. Mă, ceva ață am aici. Ia să vedem ce am aici. Vreau să scot, să bag eu din nou, ca să știu precis că e bine, că ceva parcă îmi tare strângeață acolo. Așa, ia să vedem noi. Așa, ceva de genul. Acum, bun, ia să vedem noi. Ața mi-o tras-o sus. Bun, să-mi iau o farfecă. Bun. Aici închidem. Să vedem dacă mai ne ajută vreun desen. Aici nu știu exact. Exact. Aici însă, ca să mă duc în zigzag. Aici cred că înainte și înapoi. Probabil. Așa. Hai să mă duc pe 2. Și aici cred că e pentru când în pumpă bobinez ața. Așa. Mă, ceva am făcut. Acum să vedem. Dacă am făcut ce am făcut, am făcut bine. Ia să vedem noi. Ia să vedem aici o bucată de pânză. Ia să vedem noi dacă coase. Așa. Nu m-am străduit să mă duc drept, că mă interesul ca să văd dacă coase. Ah. Ceva îmi strânge ața. Mi s-a blocat ața aici. Ceva nu fac bine acolo. Ceva nu fac bine acolo, dar nu știu cum trebuie să fac. Cert e că mi-o cusut în prima fază. Ia să vedem noi. Oh, dar n-am băgat bine ața. Am bănuit că nu-i bine ața, pentru că prea mi-o strâns mie ața aici. Deci nu am băgat bine ața. Poate totuși nu trebuie să bag ața pe acolo, doar pe aici. Așa. Și așa. Hai să mai încercăm o dată. Deci nu trebuie pe acolo. Încă o dată. Și încă o dată. Acum. Deci ceva tot nu fac bine.
ceva, nu-i bine. Trebuie să învăț să bag ața în ac. Că în rest merge. În rest merge, dar când prinde ața, face dedesubt așa, atunci nu-i băgată bine ața. Deci asta știu și eu. Și urmează să vedem unde nu fac, unde nu fac bine. Da, dragul meu, undeva nu fac bine. Nu bag bine ața. Da, exact. Și nu știu unde am desenul exact cu ața. Aici mi arată ceva, dar nu pricep. Nu pricep. Finalul îi bine. Dar... Bun, n-are rost să vă obosesc, opresc filmarea și revin. Deci am dat de capăt. Uitați ce frumos a cusut mașina de cusut. Super, super. Wow, ce mă bucur că merge. Deci, eu cred că i-am dat de capăt și merge. Așa cred. Am de tras un tip la o perdea pentru surioara mea și să vedem dacă mă descurc. Uitați, dacă se vede, stați să mă duc în așa fel ca să vedeți și voi. Deci asta e fața. Așa. Deci asta e fața. Și asta e... Nu, aia e dosul și asta e fața. Așa că ața verde îi fața. Și ăsta e dosul. Uitați ce bine a cusut. Aici nu a fost bine, într-adevăr, băgată ața și atunci astea sunt consecințele. Când nu-i băgată bine ața, atunci se adună dedesubt. Bun. O să ung mașina. Oricum, am înțeles că a fost curățată. Și totuși mai vreau eu să pun un pic de una alta și să-l curăț un pic de praf. Ia să vedem noi. Bun. Ulei special pentru mașină de cusut. Uitați, aici este mașina de cusut. I-am cumpărat-o din Franța. Știu că și data trecută când am arătat-o, m-ați întrebat de unde am cumpărat-o. I-am cumpărat-o din Franța. Acolo este în magazin și de acolo am cumpărat-o. Și nu mă pricep la mașini de cusut. Dar am o pensulă. Așa. Cred că e ceva de machiaj asta. Nu știu de unde o am. Dar... Oh. Și atunci dau peste tot cu... această pensulă. În orice caz nu umbla de mult la nimeni la mașina asta de cusut. Atât am înțeles când am primit-o că funcționează. Dar acum n-aveam de unde să știu până nu încercam eu. Și acum să vedem unde să... Ce am înțeles de mai multe filmulețe, de exemplu aici este o găurică mică, acolo trebuie pus un pic de... Asta nu știu ce semnificație are aici, 012, dacă știți careva m-aș bucura de un mesaj. Oricum o să caut tutorial sau dacă găsiți voi un tutorial despre mașina de cusut Privileg super automatic. Under oben, nu știu, deci nu
Nu știu unde ar mai trebui să mai pun eu ulei. Cam așa. Și oricum vreau să schimb ața, că ața verde am pus-o doar pentru a se vedea ce vreau să cos. Așa, aici știu că în după aia, dacă vreau să... Deci chiar nu știu. A, se apasă și se răsucește, cred că. Da, se apasă și se răsucește. Bun. Aia m-am prins. Bun, ia să vedem acum. Să bag altă ață albă. Să bag o ață albă. Aici am chiar nouă. N-am altă ață albă. Ață albă nouă. Ia să vedem noi. Cât e de nouă, dacă mai știu pe unde am băgat-o. În principiu, am venit pe aici. Am venit pe aici. După aia. Am coborât pe aici. Am urcat pe aici. Am venit pe aici și am trecut ața pe aici. Bun. Și acum pe aici. Și băga din față în spate. Așa. Ia să vedem noi dacă... Da, eu cred că am băgat tot așa ca și data trecută. Bun. Aici să vedem ce ar putea să o curăț un pic acolo, că nu-mi place. Aici e ceva praf numai. La motor, unde se vede beculețul. Bun. Și mai tragem o cusătură. Aici. Ia să vedem noi. Adică următoarea cusătură. Bun. Da, frumos. Wow, ce frumos coase. Și așa de silențios, așa-i? Că nici nu o auzi. Super, super, super. Hai să vedem pe... Aici, cum o să, dacă am pus-o încolo. Așa. Dar nu înțeleg aici cum cose așa. Poate trebuie pași mai mari. Nu știu. Am înțeles. Dacă dau un zigzag, merge. Oricum n-am înțeles eu foarte bine, dar eu poate că nu prea am nevoie să o folosesc ala până mai învăț un pic. Dar cert e că merge foarte bine, nu-mi prinde ața, nu-mi rupe ața. Și coase perfect, perfect coase. Bun, deci pot să fac tivula perdeaua lui soră mea. Cu această mașină. Deci acesta a lucrat soțul meu. Deci până la urmă colțarul a venit aici. Atâta deja e al treilea loc de când l-am adus. Și parcă aici se potrivește cel mai bine. Și astea le pun înapoi. Deci le pun pe colț. A fost pe un fotoliu rău. Nu cred că pe tine te strigă. Da. De la televiziunea
care avem abonament, dacă vrem să trecem și pe mobil, deocamdată eu sunt pe Orin și nu trec. Bun, ce am vrut să menționez, am fost întrebată dacă nu intră șoareci aici, deci nu intră șoareci, nici nu a intrat, nu s-a afectat deloc păturile astea, pentru că am pastile de naftalină. Eu cred că ceva, nu știu ce pastile sunt astea, cred că e naftalină. Și nu o intra deloc, deci efectiv nu intră, nu urcă pe ele, pun jos și după aia pun și între ele și nu o intrat deloc, deloc, uitați, astea au atârnat în spate, uitați aici în spate și nu îs afectat deloc. Deci dacă aveți cumva probleme cu șoriceii printre hainele de pas, să știți că astea îndepărtează șoriceii și nu. Deci nu intră, nici nu-și fac drum, culcuș deloc pe acolo. Am să le aranjez înapoi acolo în colț, deocamdată că nu am unde să le depozitez și îmi plac foarte mult. Deci nu vreau să renunț la ele și atunci am să le aranjez înapoi. Totuși soțul meu are un pic de treabă acolo și nu pot să-mi aranjez eu. Acolo lucrurile, așa că am să trag tiv la perdeaua aceasta. Așa. Și să vedem dacă... Așa. Stai aici cu minte. Perdeaua asta îmi fuge parcă de mine. Așa. Ia să vedem noi. Și să fac un tiv, că a fost foarte lungă și sora mea nu vrea doar până la pervaz. Și n-am nicio măsurătoare. Și asta oare merge înapoi? Deci nu merge înapoi. Oare cum merge înapoi? Oare de aici? Cum merge înapoi mașina asta de cusutuat? Poate nu merge înapoi. Deci poate nu merge înapoi. Păi atunci am să întorc așa, că mi-e întreb aici cusătură mai bună un pic. Bun. Bun, m-am dus eu frumos înapoi. Am înțeles acum, deci dacă vreau să fac un zigzag, să mă duc în zigzag, atunci fac... Și-ar fi o idee să fac în zigzag. Da, foarte frumos merge. Și în zigzag. Îmi place. Îmi place. Îmi place de tine. Îmi place de tine. Așa. Bun. Și atunci așa am să fac. Bun. Țin de aici. Mere super, super, super. Am terminat. Între timp, cred că și tu ai terminat acolo, așa-i? Da, și o să vin să îl... Da, da. O, lasă-l acolo. Ok, vin acum. Bun. Eu cred că îi am făcut treabă bună. Aici și sora mea o să fie mulțumită.
pentru această perea să o pună până în pervaz. Bun. Mergem înapoi pe hol. Ca să... Și după aia adunăm mașina de cusut. Sunt super mulțumită de ea. Mulțumesc, Timotei și Madi. Wow, ce bine arată. Acum nu știu după ce pun coverturile mele, dacă tot la fel de bine o să arate, dar... O să arate, dar... arată bine, că un pic național, așa, deci acolo colțul ăla. Da, înțelegi? Da, și da. Acolo e ok. Da, ai făcut treaba bună. Și puteți, da, și până am cusut eu... Uite, se scoate afară, l-am scos cu afară, recuperat. Da. Așa eu. Bun. Tu te apuci de aspirat în bucătărie? Aici, 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 aici? Pe tot locul. Și atunci mi aranjez coverturile. Așa, te rog. Bine, bine. Asta trebuie și asta de cine. Mi le aranjez eu. Le aranjez. Acolo mai am eu niște lucrușoare. Da, da, bun. Le aranjez eu. Nu, eu le aranjez după ce. Da, că multe ar mai trebui făcute, dar nu, acum și foarte bun aspiratorul ăsta pentru centrele mie. Da, ca să iei un pic de acolo, e prea de acolo, e sus. Da, și foarte multe mămăruțe sau buburuze, cum să da, zic. Da, buburuze, da. Parcă eu... suntem invadați de buburuze. Pe fost, când a fost un pic cald, a ieșit, dar e ok. Și cu aspiratorul ăsta super bine. Ce s-a gândit? Era chiar bună bancă. Aici era chiar programată. Da. Și nu avem treabă. E bine și așa. Da, deja e în al treilea loc banca. Da. E bine și așa. Bine, astea nu o să rămână aici, dar deocamdată n-am o cutie mai mare. Nu mai bine. Astea sunt și la mijos. Dacă ție ce se pare că e mai ok, pune-le. Dar mie și mi se pare. Da, da. Păi acum... Pot să greșesc? Pot să greșesc? Ala, pune-l culcat, îi fac efectiv culcat și aia păstă. Așa, așa, exact așa, și aia păstă, așa. Și atunci pune-le alea acolo. Dacă ți se pare că stau mai bine, așa să le pun. Mi se pare că stau mai bine. Absolut. Mi se pare că da. Așa, bun. Bombă, bombiță. Bombă, bombiță. Da. Și ce am putea pune aici? Și am curățat. Așa nimica. O lampă. Bradu, nu pune că pică jos, că pun copiii. Dar știu, nu am vrut să văd. Oh, ah. Și șervețelele astea sunt cu oțet și bicarbonat. Deci e bun doar pentru curățenie. Bun. Bomba, bun, bombița. Bun. Hai să punem păpucii și... Și punem păpucii la loc și am terminat. Acum nu vă arătam și cum punem păpucii. Nu v-am arătat cum am scuturat covoarele. Nu v-am arătat multe. Dar acum nici nu vrem să vi le arătăm pe tătie, ca să fim serioși. Vă arătăm doar ce vrem să vă arătăm. O să punem altă. Și nu vrem să vă plictisim. Altă dată o să pun. Acum... Astea zici că nu-ți trebuie? Nu îmi trebuie, știi de ce? Pentru că îs mai înguști și mă strâng, că eu am piciorul mai lat. Măcar că mi-e numărul mic, dar mi-e mai lat și nu... O să le găsesc în nănașul. Oricum am pus aici pe... Site-ul de la țară, am pus niște păpuși la donații, nu-i trebuie la nimeni. Acum să vedem. Dar e bun de ieșit pe afară. Ai trebuie pus nouă la fund, undeva la purtător. Bun. Am lăsat și seara, am ajuns la acest stadiu, oarecum, finală, pot să zic. Adică finală, până ne avem o idee. Și cam așa arată holul nostru de primire. Acolo e bucătăria. Holul și camera. Dar acum încă mai tot ăsta prin lumina în camera. Așa, aici e camera, încă nu am... aranjat perdeaua care am tăiat-o pentru sora mea. De acolo am scos dulapul acela pe care l-ați văzut în filmulețele anterioare. L-am aruncat
pentru că era dezastru, deci nu puteam să recuperăm nimica din el, doar ușile erau bune. Ai adus apă, dragul meu? Draga mea. Bun. Și mai trebuie să le căutăm loc la acele haine. Astea sunt două cuburi de la canapeaua din bucătărie. Și cam așa arată. Deci aici am pus mașina de cusut. Mai am mașina asta de cusut. Ați văzut-o asta în filmulețul în care am făcut pătura lui Filip. Și mai am o mașină de cusut mecanică care merge fără curent. Iliana, nu? Parcă Iliana se cheamă. Bun, aici încheiem lucrarea cu holul și vreau să mă uit un pic pentru peste acea ruletă de croitorie. Mi-am găsit și poziția la telefon. Ia să vedem ce ne spune aici. Ai ceva pe nemțește. Mi se pare că e cutia originală. Oare așa a fost lipită? Da. Se pare că e cutia originală. Asta e pus aici că e ruptă din cutie și atunci să nu se desfacă. Așa arată. Plus 5 centimetri. Interesantă îi. Deci se trage așa. Asta se poate muta. Și cred că aici sunt ochiuri mult mai mici. Nu prea înțeleg eu foarte bine. Dar poate că aș reuși să-i dau de capăt. Avem și niște instrucțiuni aici. Ia să vedem. Și știu precis că e pentru croitorie. Așa. Ca să reușesc să fac o bluză. Aș putea să spun. Ia să vedem. Ce înțeleg eu prin acest metru? Dacă n-am făcut nici curs de croitorie, greu mă... Acești niște unghiuri, cred că... Deci, în momentul când... Hai să dau un pic mai aproape. Poate că așa se vede mai bine. Deci chiar nu îmi dau seama cum ar trebui să procedez. Nu înțeleg această gradație de aici. Asta nu înțeleg. Și asta de aici, de ce e așa? Deci chiar nu știu. Chiar nu știu. Cred că mi explic aici destul de bobește, dar numai după desen, dacă nu înțeleg ce scrie, nu știu. Oricum o să o grijesc ruleta asta, deci absolut că o să o păstrez în cutie, dar nu o înțeleg pentru că nu înțeleg. Deci nu înțeleg, că nu înțeleg. Uită-te. Pe germană? Da, e pe germană. Și germană n-am învățat. Băgăm dobleac. Da, băgăm și un dobleac. Adică niște bucăți de dobleac. Jumătate l-am dus la Timotei și la Madi. Și nouă ne-au rămas. Deci ce am făcut atunci? O zis nora mea Madi că o să-mi fac un filmuleț cu rețeta ei de plăcintă, știi? Pentru că este cine m-a întrebat că ar vrea rețeta de plăcinte și atunci o să o postez. Asta dacă are timp și chef să filmeze, dacă nu, atunci cu altă ocazie. Bun, deci cam asta am vrut să vă arăt. Și termin filmulețul.
Îl punem bine, îl păstrăm. Dacă aveți voi vreun sfat sau vreo idee, vreo părere, vă ascult cu drag. În afară de asta, eu am să păstrez această ruletă și pentru că am rulete de croitorie și nu aș avea nevoie de ea, dar pentru că știu că e ceva util, dar încă nu mă pricep eu la ea, o să o păstrez. Vă las aici cu filmulețul meu. O seară minunată și binecuvântată vă doresc. La revedere!